Distracție inconștientă în orașul Otopeni, un tânăr a aruncat pur și simplu o mașină în aer după ce a băgat în autoturism o petardă. Individul mai era însoțit de un alt tânăr care a filmat isprava amicului său. Cei doi au fost descoperiți de poliție. Ce retardați! Colega mea, Gabriela Mihai, ne aduce chiar acum toate datele despre acest subiect. Gabi, te ascultăm, ești în direct. Am găsit bărbatul păgubit, adică proprietarul mașinii, a sunat aseară în jurul orei 22 la numărul de urgență 112 și a povestit ce s-a întâmplat, că a găsit autoturismul în parcare, avariat, mai multe persoane au spart un geam al autoturismului și ulterior au introdus în autoturism cel mai probabil o petardă care a explodat și am văzut ce distrugeri au fost produse. Așadar, a sunat la numărul de urgență 112. La fața locului s-au deplasat mai mulți polițiști din Otopeni, dar și polițiști din cadrul Serviciului Arme și Explozivi și s-au făcut cercetări. Totodată, în urma cercetărilor, au fost identificați cei doi tineri care au recurs la acest gest. Este vorba despre un tânăr în vârstă de 16 ani și un altul în vârstă de 21 de ani. După ce aceștia au fost identificați de polițiști, au fost reținuți pentru 24 de ore, iar cei doi vor fi prezentați mâine parchetului de pe lângă judecătoria Buftea cu propunere de arestare preventivă cel mai probabil. Da, Gabi, mulțumim pentru aceste informații. Pe de altă parte, coșmar